Pentru seara aceasta, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă. Spusesem fraților, înainte să începem slujba din seara aceasta, un cuvânt care Domnul mi-a pus pe inimă pentru noi toți în seara aceasta, un cuvânt care îl vom găsi în Cartea Judecător, capitolul 6, de unde vom citi câteva dintre versetele care în această seară ne vor sluji ca și învățătură. Și pentru a putea să citim cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne căm în picioare. Mai facem efortul acesta încă o dată, citim cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 11, vom conclude în versetul 16 și apoi vom lectura împreună acest pasaj care cu siguranță în seara aceasta fiecare dintre noi ne va vorbi. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește și spune în felul următor. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teasca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne-a părăsit și ne-a dat în mâna lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Vă rog respectuos să ocupați locurile. Așa cum spuneam, pentru seara aceasta m-am rugat ca Domnul să-mi dea un mesaj pentru noi toți, nu doar având în vedere faptul că fiecare dintre noi în generația din care facem parte este una dintre cele mai controversate generații, însă și datorită faptului că fiecare dintre noi în viața de zi cu zi avem de dus o luptă. Și lupta aceasta, fiecare dintre noi ne dorim să ieșim biruitor. Când este vorba despre biruință, categorică fiecare dintre noi ne dorim să putem să excelăm și să fim biruitori din toate punctele de vedere, tocmai datorită faptului că niciunul dintre noi nu ne place să pierdem. În natura noastră umană există spiritul acesta de competiție, încă de când am fost mici, ne-am dorit fiecare dintre noi să excelăm mai mult și mai mult și indiferent de nivelul competiției la care am luat parte și indiferent că a fost poate un meci de fotbal care s-a desfășurat în spatele blocului, fie că a fost la școală, fie că a fost în alte contexte, oricare dintre noi, indiferent că suntem bărbați sau femei, am avut și avem în noi spiritul acesta de competiție și ne-am dorit ca să totdeauna să excelăm. Nu ne-a plăcut niciuna dintre noi să pierdem. Încă n-am întâlnit pe unul care să zică, wow, să dea pari că o pierdut. Adică să se bucure că a fost un pierzător, nu-i așa? Pentru că în natura noastră există dorința aceasta de învingător, există noi dorința aceasta ca să fim oameni care totdeauna să excelăm. Și lucrul acesta nu este rău. Însă, uitându-ne la viața noastră, ne dăm seama că foarte mulți dintre noi, în anumite domenii ale vieții, am fi putut falimenta într-un fel sau altul. Și în anumite domenii ale vieții ne putem uita în urmă în viața noastră, fiecare dintre noi, și ne dăm seama că au fost momente în care s-a întâmplat să fim într-un context în care să existe o luptă oarecare. Și nu vorbesc luptă cu partenerul de viață, cu mama, cu tata, luptă cu fratele sau cu sora, ci luptă poate spirituală sau o luptă care o trebuie să o duci într-un domeniu al activității pe care o desfășori și te uiți acum în urmă și îți dai seama că dacă mai mergeai doar puțin și dacă mai investeai puțin, dacă mai perseverai puțin, dacă mai insistai puțin și încă puțin, ai fi ieșit biruitor.
Ei, cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne scoate în relief și pasajul acesta pe care l-am lecturat în seara aceasta este un pasaj care ne vorbește despre un eveniment în care poporul evreu timp de 7 ani de zile era falimentar și la un moment dat Dumnezeu este acela care printr-o lucrare miraculoasă, așa cum o să vedem în seara aceasta, Dumnezeu este acela care îl scoate și dă o victorie, dă o biruință extraordinară pe care probabil că poporul evreu doar visase la ea din când în când. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în seara aceasta se intitulează Lupta dinaintea biruinței. Lupta dinaintea biruinței. Pentru că fiecare dintre noi, ca să avem biruințe, indiferent de domeniul unde ne dorim să avem biruințe, trebuie să conștientizăm faptul că înainte va fi o luptă. Și în lupta aceasta, dacă nu știm ce trebuie să facem și ce se petrece în lupta aceasta, deși din punct de vedere spiritual, pe noi ca și copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a chemat să fim biruitori, noi putem să fim niște înfrânți. Și noi putem să fim oameni care, deși suntem doar la un pas, poate, de biruință, dacă nu știm cum să ne poziționăm și ce să facem, s-ar putea să fim niște înfrânți. Așa că, haideți să intrăm în subiectul nostru din seara aceasta, nu înainte să vă specific un eveniment care a avut parte în cel de-al doilea război mondial. Fiind foarte fascinat de primul și al doilea război mondial și studiez evenimentele care au luat parte în vremea aceea, îmi place foarte mult toate documentarele acestea care au avut parte și care putem să le vedem cu privire la primul și al doilea război mondial și lecturam o întâmplare care a schimbat cursul omenirii în cel de-al doilea război mondial. În momentul în care trupele naziste au început să înainteze spre Stalingrad, se spune că pe 2 august au intrat în Stalingrad și au început să ajungă până în mijlocul acestui oraș, fiind foarte determinat și totodată foarte convinși naziștii că vor birui și vor putea să cucerească Stalingradul și acesta era cheia pe care, dacă puneau mâna pe ea, puteau, pe urmă, să își facă ceea ce ei doreau cu cei care în vremea aceea se numeau statul sovietic. Și spune istoria despre evenimentul acesta că undeva a început să vină iarna și nemții erau foarte nepregătiți, deși erau foarte, foarte determinați să cucerească tot ce le stătea înainte. Însă, interesant lucru că poporul acesta sovietic la un moment dat s-au mobilizat așa de bine în Stalingrad încât au început să înconjoare Stalingradul și undeva pe data de 2 februarie 1943 au putut ca să înfrângă armata nazistă. Dar lucrul acesta n-a fost doar o înfrângere foarte, foarte simplă, a fost una care a avut pierderi de ambele părți. Însă, o chestiune care m-a determinat să spun întâmplarea aceasta este faptul că bătălia aceasta de la Stalingrad a fost una care a început să aducă o întorsătură, a marcat începutul declinului nazist și în momentul în care au pierdut naziștii a fost momentul acela în care de fapt toată această împărăție dorită în vremea aceea a început să eșueze și s-a distrus absolut tot în următoarele luni de zile. Am stat și m-am gândit la o chestiune. Dacă în momentul acela sovieticii renunțau, spunând că sunt depășiți numeric, spunând că sunt depășiți de armata foarte, foarte bine pregătită a naziștilor, oamenii aceștia astăzi probabil se numeau diferit de cum se numesc astăzi. Însă datorită faptului că au știut cum să persevereze în război, în bătălie, au putut să pună pe fugă și au putut să distrugă prin contraatacul acesta care l-au avut asupra naziștilor și au putut să iasă victorioși.
în viața noastră de zi cu zi, fie că acceptăm lucrul acesta, fie că n-acceptăm lucrul acesta, fiecare dintre noi suntem într-un război. Și războiul acesta nu este, așa cum spuneam, față de oamenii din jurul nostru, ci este împotriva puterii întunericului, așa cum Apostolul Pavel la un moment dat vorbește despre lucrul acesta în Efeseni, capitolul 6, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânirilor lumii acestora, împotriva durilor răutății care sunt în locurile cerești. Patru nivele despre care Apostolul Pavel vorbește, că, și patru nivele pe care este structurată împărăția întunericului, iar dacă nu știm cum să ne poziționăm și cum să luptăm și dacă mai devreme sau mai târziu renunțăm a mai lupta, oricare dintre noi putem să fim falimentari și oricare dintre noi putem să eșuăm în țelul acesta pe care Dumnezeu ni l-a trasat, să ajungem până în împărăția lui Dumnezeu. Și așa că oricum nu ne place să fim pierzători și facem parte din cea mai puternică și cea mai sofisticată și cea mai tare împărăție, care este împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea și vom învăța ce se întâmplă în lupta dinaintea biruinței. Și primul lucru care vreau să-l subliniez pentru noi în această seară, îl învățăm din pasajul acesta pe care, cum spuneam, l-am lecturat deja. O să învățăm că înainte, ca să pui mâna pe biruință, va trebui să înfrângi descurajarea. Va trebui să-ți înfrângi descurajarea. Am citit pasajul acesta în care la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerul Domnului, din punct de vedere teologic, lucrul acesta este o teofanie a Vechiului Testament, adică ori de câte ori veți vedea că îngerul primește închinare din fața celui în fața căruia apare, să știți că este o apariție sub formă angelică a Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, și am să mă refer la Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, după 7 ani de faliment, vine Domnul Iisus Hristos și stă de vorbă cu Gedeon, pe când el era, la fel ca și restul din generația sa, într-o disperare și descurajare profundă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerul Domnului, Domnul Iisus Hristos, apare înaintea lui Gedeon și zice: Domnul este cu tine, viteazule. Și la un moment dat, imaginați-vă contextul acela și haideți să ne lărgim sfera de imaginație. Ne uităm la Gedeon și dintr-o dată parcă îl văd pe Gedeon că se uită în stânga, se uită în dreapta, se uită în spatele lui să vadă dacă cu el vorbește îngerul Domnului, pentru că era la fel de descurajat ca și ceilalți din generația sa. Și la un moment dat Gedeon ia cuvântul și spune: bine, bine, în versetul 13, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Și continuă mai departe Gedeon și spune: dar unde sunt toate minunile acelea pe care ni le-au istorisit părinții noștri? Pentru că când vine descurajarea, acest sentiment al descurajării este o chestiune cu care fiecare dintre noi am avut de-a face și încă unii s-ar putea să avem de-a face. Pentru că descurajarea totdeauna va veni pe un fondal al dezamăgirii din trecutul nostru sau pe un fundal al falimentelor din trecutul nostru. În momentul în care am experimentat un faliment, în momentul în care am experimentat poate anumite contexte în care n-am putut să trecem peste ele și ne aducem aminte și asimilăm momentul prezentului cu momentul trecutului, oricare dintre noi poate să fie descurajat. Și chiar dacă vine descurajarea, să știți că lucrul acesta nu este vital de primejdios pentru noi dacă nu-i dăm curs descurajării să se instaureze în mințile noastre și în viețile noastre, așa cum vedem în viața lui Gedeon. Omul acesta, datorită faptului că 7 ani de zile a fost un falimentar, nu era altceva decât mintea lui era conturată de descurajare. Pentru că una dintre strategiile pe care diavolul le are este dacă poate să-ți planteze un gând în mintea ta, care categoric nu vine de la tine, ci vine de la el, un gând care poate să-l asocieze cu ceva din trecutul tău, el foarte ușor îți va manipula toate acțiunile. Pentru că descurajarea totdeauna ne va opri în a continua în ceea ce ne-am propus să facem. Poate că într-un domeniu al financiarului, unii dintre dumneavoastră puteți să fiți descurajați, ați investit, v-ați dat seama că nu a mers, vă mai uitați în trecut, ați mai avut poate un alt faliment și din nou te
gândești și ești descurajat dacă oare să perseverezi mai departe, să mergi mai departe sau să te oprești aici unde ești în momentul acesta, poate într-o relație, poate că în alt domeniu, poate că în domeniu spiritual, poate că de multă vreme tot te rogi pentru o meteacnă sau o problemă sau un faliment cu care te confrunți, îți dai seama că lucrul ăsta te descalifică, îți dorești ca Dumnezeu să te ajute să poți să biruiești domeniul respectiv sau problema respectivă sau falimentul respectiv și îți dai seama că în momentele în care ești gata să te rogi, vine descurajarea și n-ai nici măcar puterea și tăria să mai vii înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, dar te rog, lucrează în domeniul acesta cu care mă confrunt de atâta vreme. Și descurajarea este, cum spuneam, un lucru cu care fiecare dintre noi putem să avem de-a face și cu siguranță cei mai mulți dintre noi putem să avem de-a face și poate că chiar în momentele acestea ai venit la biserică, ai cântat, e un moment extraordinar, dar ești descurajat cu lucrurile și cu privire la lucrurile care se vor întâmpla mâine, poimâine, săptămâna viitoare, peste o lună de zile. Și dintr-o dată îți dai seama că din omul acela care ești plin de viață și plin de putere și ești gata să faci ceva, descurajarea te împiedică să poți să înaintezi, la fel cum vedem în pasajul nostru. Spune cuvântul lui Dumnezeu că 7 ani de zile Israel a fost un faliment, într-un faliment total. În fiecare an, imaginați-vă lucrul acesta, să fii tu prăduit odată. Spune cuvântul lui Dumnezeu că madianiții, în momentul în care trebuiau ca poporul evreu să își recolteze lucrurile pe care le puseseră în pământ, acum imaginați-vă să fii tu gata să recoltezi grâul și să vină altcineva să recolteze tot. Să fii tu gata să-ți iei din serra pe care ai pus-o, să-ți iei roșiile sau porodicile, cum zicem noi la Bihor, nu? Să-ți iei pipărcile, să iei aiul, să iei, știi ce aiul, nu? Usturoiul, așa, ceapa, să începi tu să-ți iei, să fii gata să-ți recoltezi tot de acolo și dintr-o dată să vină altcineva să-ți le iei. Și lucrul acesta nu să se întâmple doar un an de zile, să fie și al doilea an, să fie și al treilea an și probabil că în toți anii aceștia poporul evreu se gândeau la anumite strategii cum ar putea să contracareze în momentul în care vine madianiții și n-aveau nicio soluție pentru că erau toți descurajați. Mai bine, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă o să citiți primele 10 versete din Judecători, capitolul 6, că poporul evreu când auzea că vin madianiții, mai bine fugeau toți din fața acestui popor și se ascundeau prin peșteri, se ascundeau prin crepăturile pământului, doar ca să nu deie față în față cu madianiții, pentru că descurajarea i-au descalificat ca să mai poată să pună mâna pe biruință și să poată să-și rezolve problemele trecutului. Și câți dintre noi oare nu suntem la același nivel așa cum a fost poporul evreu? Descurajați de lucruri care le-am avut în trecut. Chiar nu de mult stăteam de vorbă cu cineva și printre altele îi spuneam: care e motivul pentru care încă nu te căsătorești? Adică era momentul, știam că este în discuție cu o domnișoară și care e momentul pentru care încă nu faceți pasul mai departe? Pentru că mi-au spus că intențiile lui sunt să se căsătorească. La care dintr-o dată au stat de vorbă cu mine și am intrat puțin mai dânc în discuție să-mi dau seama că de fapt domnișoara respectivă, datorită dezamăgirilor care le-a avut de-a lungul perioadei, nu neapărat cu el, pentru că era un tip extraordinar și un copil al lui Dumnezeu autentic, datorită dezamăgirilor, lucrul acesta o împiedica ca să poată să meargă mai departe pe drumul acesta împreună. Și mi-am dat seama câți oameni nu sunt manipulați de sentimentul acesta de descurajare, fără să-și dea seama că n-au puterea și capacitatea ca să meargă mai departe, pentru că totdeauna descurajarea te va ține pe loc, te va imobiliza, te va încorseta să rămâi acolo și deși ai puterea și capacitatea ca să poți să faci ceea ce trebuie, nu poți să faci. Și vei spune: frate Darius, da, e normal ca să ne confruntăm cu descurajare 100% oricare dintre noi, dar nu este normal să rămâi în descurajare, pentru că ca să mergi mai departe, totdeauna să știi că în lupta înaintea biruinței te vei lovi de descurajare. Într-un fel sau altul, diavolul va veni la nivelul minții tale. Îți va căuta o meteacnă, îți va căuta un lucru unde știe el că tu ești falimentar și acolo va încerca să te lovească. Și
Pentru noi trebuie să știm foarte, foarte bine lucrul acesta. Mari oameni al lui Dumnezeu care au fost înainte din Scriptură, pe care, și despre care noi citim că au fost oameni cucernici, oameni care au făcut diferența, să știți că fiecare dintre ei, într-un fel sau altul, s-au lovit de descurajare. Fiecare dintre ei, într-un fel sau altul, au fost descurajați. Dacă ne veți întreba pe noi ca și slujitori, pe slujitorii noastră, veți vedea că oricare dintre noi a fost un moment în viața noastră când undeva am putut să fim descurajați. Undeva ceva s-a întâmplat și probabil că a venit gândul acesta sau sentimentul acesta nu neapărat din partea lui Dumnezeu, pentru că să știți un lucru, Dumnezeu niciodată nu descurajează. Dumnezeu este acela care ne întărește, Dumnezeu este acela care ne încurajează, Dumnezeu este acela care ne dă resursele să putem să mergem mai departe. Dumnezeu totdeauna găsește soluții la descurajarea noastră și la orice lucru cu care noi ne confruntăm. Când descurajarea vine, să știți că vine din partea celui rău. Și haideți să ne uităm în viața câtorva oameni, doar trecem prin revistă pe David. A fost uns la vârsta de 16-17 ani relativ, între 16 și 17 ani. A fost uns ca și împărat, deși Saul era instaurat ca și împărat. A trebuit să mai aștepte încă 15 ani ca să ajungă să fie împărat. Și deși omul acesta a avut și a ajuns prin felul în care Dumnezeu i-a călăuzit viața să poată să ajungă generele împăratului, și apoi știți istoria lui David, că la un moment dat i-a luat înapoi soția, apoi a fost acela care a fugit, s-a afiliat cu un popor pe care și care era dușman și era ostil cu Dumnezeu, poporul filistean, omul și-a stat acolo câțiva ani de zile împreună cu armata, s-a și-a luptat mână-mână cu filistenii în dreptul altor popoare și alte chestiuni prin care David trece. Gândiți-vă, și probabil că ne-am gândit, câtă dezamăgire a putut să trăiască David și cât de descurajat a putut să fie, deși era uns ca și împărat. Aduceți-vă aminte că spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în Luca capitolul 7 versetul 19 că Ioan Botezătorul, când ajunge să fie în temniță, își cheamă ucenicii la el și îi trimit pe ucenicii săi să-l întrebe pe Domnul Iisus Hristos. Ioan Botezătorul fiind premergătorul Mântuitorului și fiind acela care la un moment dat se uită la Domnul Iisus Hristos și spune: iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul omenirii, ajunge, atenție, 6 luni de zile a fost toată slujirea sa, 6 luni de zile a fost tot ceea ce a trebuit să facă în 6 luni de zile. Și la un moment dat ajunge spre finalul vieții în temniță. Și când ajunge în temniță, la un moment dat Ioan își cheamă ucenicii și îi trimite să-l întrebe pe Domnul Iisus Hristos, cel despre care el mărturisise că nu este în stare nici măcar să-i dezlege cureaua sandalelor, și el este acela care este cel care vine și este mai mare decât el. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan îl cheamă pe ucenicii săi și îl trimit la Domnul Iisus Hristos să-l întrebe dacă tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul. A fost descurajat. A fost acela care dintr-o dată a început să aibă dubii, oare el este sau nu este? Știți că în momentul în care vrei să faci o decizie bună, să știi că confirmare la faptul că decizia aceea este după voia lui Dumnezeu, cum ar fi să te botezi, cum ar fi să-ți dai viața lui Dumnezeu, cum ar fi să te apropii mai mult de Dumnezeu, cum ar fi să te implici mai mult în lucrarea lui Dumnezeu și alte lucruri care Dumnezeu ne pune în inima noastră și vine descurajarea, să știți că aceasta este o confirmare a faptului că ceea ce ne-am propus este după voia lui Dumnezeu și este bine să facem. Pentru că totdeauna diavolul va căuta să vină cu descurajare în dreptul fiecăruia dintre noi. Și uneori, din nefericire, o va face diavolul prin oamenii iubiți nouă sau oamenii apropiați nouă. Și de multe ori noi, fiecare dintre noi, poate am vrut să facem un proiect oarecare și au venit alții care știu cum să te descurajeze. Cam așa a fost cu Neemia. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Dumnezeu îi pusese în inimă lui Neemia ca să meargă să reconstruiască zidurile Ierusalimului și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a parcurs aproximativ 3 luni și între 3 și 4 luni de zile, o distanță colosală pentru ei în vremea aceea, cu vreo 10, între 10 și 15 mii de oameni ca să ajungă la Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns la Ierusalim și a început ca să reconstruiască zidurile. Dacă vom deschide cartea Neemia,
mai ales în capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce au început să reconstruiască, s-au găsit cei care erau niște unelte în mâna întunericului, a diavolului, să vină să-i facă reclamă proastă lui Neemia și să aducă nu doar lui descurajare, dar să aducă descurajare și în dreptul poporului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă poți, te rog frumos să mă ajuți, Neemia capitolul 4 de versetul 1 și versetul 2, dacă poți să-l pui, mulțumesc, spune: când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidurile, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a început să-și bată joc de iudei. Și uitați-vă ce strategie are diavolul totdeauna. Diavolul, să știți că niciodată nu o să vină cu descurajare fără ca tu să știi lucrul acesta. Adică el nu o să vină dintr-o dată și o să stea mut lângă tine, ci el își va face partea și îți va transmite mesajul acesta, ori poate prin cineva, ori indirect la nivelul minții tale. Și a spus în felul următor, uitați-vă ce a început să spună Sambalat, spune în felul următor: și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre mormântate sub morman de praf și arse de foc? Înaintea tuturor oamenilor a venit să aducă descurajarea aceasta, tocmai cu scopul ca să oprească să înainteze. Pentru că descurajarea este o chestiune cu care fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu vom avea de face. Dacă nu știi că descurajarea nu vine din mâna lui Dumnezeu și de la Dumnezeu în mod direct, vei fi rob lucrul acestuia și din nefericire foarte mulți oameni au reușit să renunțe, s-au resemnat, au aruncat prosopul jos și au spus gata, nu mai pot să fac nimica, fără să-și dea seama că mai aveau doar unul sau doi pași până în momentul în care să pună mâna pe biruință. Un al doilea lucru care vreau să subliniez în seara aceasta, ce se întâmplă în lupta dinaintea biruinței, nu doar că te vei confrunta cu descurajarea, însă Biblia ne vorbește de un alt lucru cu care te vei confrunta și mă voi confrunta, și lucrul acesta este frica. Biblia vine și ne vorbește că la un moment dat Domnul este acela care vorbește cu Gedeon și Gedeon nu doar că a fost foarte descurajat datorită evenimentelor care au avut loc în urma anilor precedenți, însă spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Domnul este acela care îl ajută pe Gedeon să biruiască și frica. Era și fricos. Uitați-vă versetul 23, la un moment dat îi spune Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Dar nu doar aici vedem frica aceasta care i-a cuprins viața lui Gedeon, ci frica aceasta putem să vedem în viața lui Gedeon chiar după momentul în care Gedeon pune înaintea lui Dumnezeu câteva semne. Și uitați-vă în mod deosebit în Judecător capitolul 7, dacă vrei te rog frumos să pui versetul 10 și versetul 11. La un moment dat Domnul vede pe Gedeon că e fricos și zice Gedeon, dacă ție, îi zice Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos lui Gedeon, dacă ți-e frică să te cobori, adică ca să vezi pe Madian și să vezi ce o să le facem acestui popor, zice coboară-te cu Pura, care era unul dintre slujitorii săi. Ce face Gedeon? Zice, Doamne, nu mi-e frică. Și lasă pe Pura acolo. Uitați-vă versetul următor. Spune în felul următor și sublinează cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta tocmai cu scopul să înțelegem că uneori ne vom confrunta cu frica, indiferent cât de puternici uneori zicem sau spunem că suntem. Și spune în felul următor: să ascult ce zice și mijlocul versetului zice: el s-a coborât cu Pura slujitorul lui. Era plin de frică. Acum, haideți să fim realiști. Niciunea dintre noi nu ne place să recunoaștem că suntem fricoși. Mai ales atunci când poate stăm cu partenerul de viață, mai ales atunci când poate unii dintre voi care sunteți în legătura aceasta premaritală și mergeți așa spre căsătorie, nu o să spui partenerul de viață, ei sau lui, auzi, zice, vezi că eu sunt fricos, nu? Eu vă spun sincer că eu așa fricos eram de numai la început. Mă aduc aminte că eram odată acasă, eram cu Ligia, amândoi deja se simsesem toate becurile prin casă, dar asta a fost BC, adică înainte de Hristos, nu așa după Hristos. Și eram amândoi și dintr-o dată am auzit gălăgie în casă. Zic către ea, du-te să vezi ce e.
Vă dați seama că ce să spun, că mi-e frică de aia, nu mă duc. Dar e de râs, numai că așa suntem foarte mulți dintre noi. Că unora dintre noi este frică de babau, la alții este frică de întuneric, la alții este frică de pisica neagră, la alții de numărul 13. Suntem așa de superstițioși și uneori superstiția aceasta se transformă în frică în viețile noastre, că nici măcar n-avem curajul să recunoaștem că suntem fricoși. Și frica din nefericire este o stare, dacă nu știm cum să o gestionăm, să știți că ne va descalifica să punem mâna pe biruință. Frica este un lucru care fiecare dintre noi, într-o anumită măsură, avem de-a face. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că Gedeon, împreună cu tot poporul, erau plini de frică. Și câtă vreme a fost frică, am stat și m-am gândit aseară și în seara precedentă la faptul că Gedeon, împreună cu tot poporul, 7 ani de zile s-au lovit de același eveniment. Și timp de 7 ani de zile să fii falimentar, deși Dumnezeu era de partea lor, aduceți-vă aminte că Dumnezeu era poporul, era Dumnezeul poporului evreu și Dumnezeu era în măsură, așa cum o să vedem imediat, ca să le aducă biruință, însă problema n-a fost la Dumnezeu, problema a fost la ei. Pentru că Dumnezeu este acela care dă uneori îngăduie anumite lucruri în viața noastră, dar ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră nu este cu scopul să ne distrugă viața, nici măcar ca să ne facă să renunțăm, ci ceea ce Dumnezeu uneori îngăduie în viața noastră este tot mai cu scopul să ne edifice. Și prin tot ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră, Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să putem să învățăm din experiențele trecutului, pentru că în prezent spre viitor să putem să fim oameni eficienți în lucrarea lui Dumnezeu. Însă, marea problemă este că foarte mulți dintre noi ne dăm drept alții. Și când te dai drept altul, o să fii din nou falimentar și o să mergi din nou în faliment și o să mergi din nou în faliment, tocmai datorită faptului că uneori n-avem puterea și n-avem, nu că n-avem capacitatea, n-avem noi puterea să ne recunoaștem că suntem fricoși în fața anumitor lucruri și lucrul acesta, când îl aducem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să poată să lucreze în dreptul nostru. Și când nu ne recunoaștem, Dumnezeu zice nicio problemă. Go ahead. Du-te mai departe. Fă în continuare ce crezi că vei putea să faci și îți vei da seama că nu o să poți să faci ceea ce trebuie să faci. Așa cum a fost poporul evreu. 7 ani de zile au fost falimentar. De ce? Tocmai datorită faptului că sentimentul acesta de descurajare n-au știut să-l gestioneze și nici măcar momentul acela în care erau plini de frică. La un moment dat, faimosul boxior, poate unii dintre noi ați auzit despre el, Muhammad Ali, a fost campion mondial ani la rând, a fost unul dintre cei mai buni în vremea aceea de la box. Și la un moment dat a mers și a călătorit în Statele Unite dintr-un stat în altul cu avionul și când a intrat în avion, toată lumea bineînțeles că îl știa cine este, s-o așeza jos, a venit doamna stewardeză la ei și a zis: nu vă supărați, trebuie să vă puneți de seatbelt, puneți-vă centura ca să o să decolăm în câteva momente. Și el a ignorat absolut tot ceea ce i-a spus stewardeza. După câteva momente, când era gata să deculeze avionul, din nou vine stewardeza și zice: domnul Ali, vă rog frumos, puneți-vă seatbelt-ul, puneți-vă centura. La care el foarte sarcastic către domnișoara care, sau doamna stewardez, zice către ea, auzi, zice, la Superman, zice, nu-i trebuie centură. La care doamna se uită la el și zice: domnul Ali, Superman niciodată nu zboară cu avionul. Ați înțeles? Că așa suntem mulți dintre noi. Că mulți dintre noi suntem așa de vogani, așa de puternici, dar din nefericire, dându-ne drept alții totdeauna, să știți că nu vom face altceva decât nu ne vom ajuta propria noastră ființă, nici contextul în care ne aflăm, ci din nefericire, mândria aceasta, uneori chiar spirituală fiind, mândria aceasta care din nefericire pe foarte mulți ne descalifică de a putea să punem mâna pe biruință și uneori foarte mulți dintre noi suntem așa de frustrați datorită faptului că ne dorim ca Dumnezeu să ne dea biruința aceea și în lupta care trebuie să-i facem față, foarte mulți dintre noi nu mai știm ce trebuie să facem. Vedeți, frica aceasta
aceasta trebuie să fie, să fie înfrântă și să fie biruită. Pentru că Biblia vine și ne vorbește că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci unul de putere, de dragoste și de chibzuință. Dumnezeu este acela care în momentul în care lucrează în dreptul nostru, El totdeauna, să știți, că ne va pregăti toate resursele necesare pentru a putea să ieșim din toate ipostazele, din toate falimentele, din toate momentele vieții, indiferent de natura lor, indiferent de momentul când vor veni, indiferent de clipele în care poate să ne simțim așa de neputincioși, așa de pierduți poate sau confuși, indiferent de context, Dumnezeu este acela care totdeauna a pregătit mijlocul de ieșire din labirintul confuziei, din labirintul fricii. El este gata să lucreze în dreptul nostru, dar pentru aceasta ceea ce noi trebuie să facem este ca fiecare dintre noi să ne recunoaștem și să înțelegem că va trebui să înfrângem frica. Și frica nu poți să o înfrângi cu armele firești, nu poți să o înfrângi cu o înțelepciune pământească, prin faptul că ai acumulat multe informații și ești foarte smart. Nu prin aceasta poți să înfrângi frica. Frica totdeauna trebuie să înțelegem că o vom înfrânge prin puterea lui Dumnezeu. Hristos este acela care totdeauna ne va da putere prin Duhul Său cel Sfânt să putem să facem absolut tot. Uitați-vă ce spune la un moment dat în versetul 16. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Adică Hristos este acela care poate să ne dea biruință. Hristos este acela care poate să ne ducă spre biruință. Hristos este acela care în toată lupta care se dă înaintea biruinței, El este gata să lucreze în dreptul nostru și este gata să ne ajute pe fiecare dintre noi. Ceea ce noi trebuie să facem este să stăm acolo și să luptăm în continuare. Să nu ne lăsăm, să nu cedăm, să nu renunțăm, să nu ne lăsăm așa cum de cele mai multe ori ne vine foarte ușor multora dintre noi. Să renunțăm să nu ne mai rugăm, să renunțăm să nu mai postim, să renunțăm să nu ne mai apropiem de Dumnezeu, să renunțăm să nu ne mai implicăm, să renunțăm să mai dăm, să renunțăm să mai facem, să renunțăm, pentru că frica totdeauna te va determina ca să renunți. Am întâlnit oameni care au fost cuprinși de frică, am întâlnit oameni care au fost paralizați de frică și oamenii aceștia, să știți că și-au făcut lor înșiși un defavor. Oamenii aceștia n-au putut să progreseze. Și vreau să vă mai spun un lucru în seara aceasta. Orice lucru care te distanțează de Dumnezeu, orice lucru care nu te apropie de Dumnezeu, orice lucru care vine în dreptul tău și nu te lasă să crești din punct de vedere spiritual, să știi că lucrul acela este un atac din partea celui rău asupra vieții tale. Nu de mult zilele, de fapt, cred că a trecut o săptămână jumate, când am stat de vorbă cu un frate slujitor, un om capacitat, un om extraordinar din foarte, foarte multe probleme și printre altele era așa cuprins de frică și de o chestiune care se întâmpla și l-am întrebat: dar de cât timp ți se întâmplă lucrul acesta? Spre surprinderea mea, de vreo 12 ani, 3 ani, falimentul acela. La un moment dat s-a regăsit într-o anumită măsură în chestiunea care se întâmpla și spunea: cred că asta e voia lui Dumnezeu. Și am zis: bun, de 12 ani tu ai o problemă și te lupți cu frica, așa? Și nu numai cu frica, și cu alte chestiuni. Și tu crezi că asta este ceea ce Dumnezeu a îngăduit peste viața ta. Bun, care-i scopul? Care-i scopul? Zic, în 12 ani ai crescut mai mult și te-ai apropiat de Dumnezeu? La care el stă puțin așa și se gândește în cei 12 ani, zice: mă, zice, dacă stau să mă gândesc, frate Dariu, zice, mă duc cu frâna de mână trasă. Păi bineînțeles, și mai devreme sau mai târziu te epuizez, nu-i așa? Ce te face să crezi că lucrul cu care tu te confrunți, din punct de vedere poate spiritual sau în orice domeniu ar fi, care te distanțează de Dumnezeu și nu te apropie de Dumnezeu, ce te face să crezi că lucrurile din partea lui Dumnezeu? Poate să fie chiar o boală, poate să fie o neputință, poate să fie un lucru oarecare, poate să fie un faliment, poate să fie o chestiune care tu să spui bănoasă, un business bun care este prosper, dar te-o distanțat de Dumnezeu și nu ești mai aproape de Dumnezeu. Ce te face să crezi că e de la Dumnezeu? Că doar Dumnezeu niciodată nu o să-ți dea bani mai mulți și să te distanțeze de El. Nu o să-ți dea o boală și să te distanțeze de El. Nu o să-ți dea, o să îngăduiască o situație în viața ta care să te distanțeze de El. Nu o să-ți îngăduie anumite lucruri peste viața ta și în viața ta cu scopul ca să te distanțeze de El. Niciodată nu face Dumnezeu asta. Indiferent de natura
lucruri cu care ne confruntăm. Toate aceste lucruri sunt atacuri din partea celui rău, pentru că diavolul, una dintre strategiile sale prin toate lucrurile care le face, uitați-vă, chiar și în pasajul nostru, falimentul poporului evreu nu l-a apropiat de Dumnezeu. Nu vedem că dintr-o dată ori început să-L caute pe Dumnezeu după primul an, nici măcar după al doilea, nici măcar după al treilea an. La un moment dat Dumnezeu a inițiat apropierea aceasta de el și a venit Domnul la Gedeon și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Și la un moment dat, bineînțeles că falimentul l-a determinat să fie descurajat, falimentul l-a determinat ca să fie plin de frică și a zis: cum este Domnul cu mine? Și dintr-o dată Domnul i-a ignorat absolut, pentru că Domnul a vrut să-l scoate din situația aia. Cum Dumnezeu este acela care pe fiecare dintre noi își dorește să ne scoată din falimentul în care poate suntem, din circumstanța în care ne aflăm, și să ne facă să înțelegem că noi trebuie să luptăm mai departe, pentru că mai devreme sau mai târziu, cum o să vedem imediat, Dumnezeu ne dă biruință, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Orice lucru, indiferent de natura lui, indiferent de ce ar fi, dacă nu te apropie mai mult de Dumnezeu lucrul acela, să știi că nu e de la Dumnezeu. Vei spune: da, frate Darius, da, uite, mă confrunt cu o boală și ești așa neputincioasă și nu mai sau neputincioși și nu mai prea vin pe la biserică, nu mai am putere să citesc Biblia, nu mai am putere să mă rog, nu mai am putere să stau înainte lui Dumnezeu. Și tu crezi că e de la Domnul? Păi m-am rugat și Domnul nu l-a luat. Asta nu înseamnă că e de la Domnul. Dar știi, m-am gândit că dacă și Pavel a avut un țăpuș în trupul lui și un sol al diavolului îl pălmuia și s-a rugat și el de 3 ori, dar bun, dar eu le spun la ăștia care spun lucrul ăsta, zice, cred că și mie m-a dat Domnul la fel. Zic, serios? Dar pentru care motivația că Domnul ți-o dat la fel? Că eu cred că Domnul vorbește altcineva în seara asta. Care e motivația? Ai avut aceeași revelație pe care a avut Pavel? Ai fost până la al treilea cer? Să vezi prin doarea lui Dumnezeu că doar la Pavel, când Pavel se roagă, Dumnezeu îi spune motivația pentru care am îngăduit lucrul acesta este să nu te mândrești datorită splendorilor pe care le-ai văzut. Și omul, când vede splendorile lui Dumnezeu, automat în natura lui umană și natura noastră umană, mai devreme sau mai târziu, o să începe să ne mândrim. Și din cauza aceasta, i-a spus Dumnezeu, dar ție și mie ce i-a zis Dumnezeu? Care e motivul pentru care am îngăduit lucrul acela? Dar vedeți cum diavolul poate să ne înșele foarte subtil pe oricare dintre noi? Și foarte mulți oameni, din nefericire, sunt descalificați și se descalifică pe ei însăși. Și diavolul de cele mai multe ori ne poate bate cu armele noastre. Pentru că dacă poate să-ți controleze gândurile, îți va controla toate acțiunile. Pentru că frontul de bătălie, am mai spus lucrul acesta de multe ori în locul acesta, este la nivelul minții. Și aici unde se dă bătălia. Voi nu vedeți că de multe ori suntem în casa lui Dumnezeu din punct de vedere fizic și mintea noastră este în altă parte. Și suntem aici cu trupul, dar ne gândim ce o să facem mâine, oare cum o să ne plătim facturile, oare cum o să rezolvăm situația următoare, oare ce o să se întâmple cu cutare, oare cum o să ies din încurcătura în care mă aflu, oare cum o să pot eu să îmi rezolv problema respectivă. Și dintr-o dată diavolul este acela care începe să ne lovească pe fiecare dintre noi. Vezi, spui, frate, dar sunt în casa lui Dumnezeu. Aici în casa lui Dumnezeu se întâmplă lucrul ăsta. Aici. Pentru că ne dăm seama de lucrul acesta. Eram odată și ne rugam pentru o fată care era demonizată. Și în timp ce ne rugam pentru ea, la un moment dat, demonul din ea zice: voi mă scoateți pe mine afară din ea. Dar ca și mine, zicea demonul respectiv, am încă foarte mulți prieteni și știam lucrul ăsta. Și am zis, printre altele, am întrebat: dar unde sunt prietenii ăștia ai tăi? La care demonul respectiv zice în felul următor: păi sunt în adunări. Atunci zice, când predicați voi cuvântul lui Dumnezeu, să vină la mintea omului să zică oare chiar așa o fi, oare nu o fi altcumva, și să-l iei pe om, să-l ducă cu mintea în altă parte. Câtora dintre noi nu ni s-a întâmplat să fim fizic aici în biserică și de multe ori mintea noastră să fie în altă parte și să nu putem să asimilăm ceea ce Dumnezeu a încercat să ne vorbească prin slujitor, prin cântare, prin îndemn. Tocmai datorită faptului că asupra minții noastre a fost un asediu și am venit cu problema, Dumnezeu a avut soluția să ne rezolve și mulți dintre noi am plecat cu problema înapoi acasă și am zis, bine, am venit odată, mai vin de două ori, mai vin de 3 ori și nu ne dăm seama că de fapt lucrul acesta a fost un atac din partea celui rău ca nu cumva să primești ceea ce Dumnezeu a vrut să-ți deie în dar, să îți aducă eliberare, pentru că Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul face slobos, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta noi trebuie să înțelegem că suntem sub un asediu.
Lupta noastră nu este cu partenerul de viață, nu este cu mama, cu tata, nu e cu păstorul, nu e cu liderul de tineret, nu este cu chestiunile frustrante care adeseori vin în dreptul nostru, nu este cu cei de la școală, de la lucru, nu, nu, nu. Lupta noastră este împotriva puterii întunericului. Iar pentru aceasta Dumnezeu ne-a pregătit pe fiecare dintre noi să putem să facem față. Spune cuvântul lui Dumnezeu, da, noi nu suntem niște oameni care prin marea trimitere Dumnezeu ne-a trimis să căutăm noi dur și să ne rugăm împotriva lor, nici într-un caz. Și în marea trimitere, Dumnezeu ne-a dat autoritatea și la un moment dat Iacov spunea în capitolul 4, versetul 7, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar dacă nu știm și dacă nu ne luptăm cu armele pe care Dumnezeu ne le-a pregătit, nu? Că așa spune la un moment dat în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4 și 5, dacă poți să-l afișezi, te rog frumos, pune-l sus. Spune în felul următor, că armele cu care noi ne luptăm nu sunt supuse firii pământești. Adică atenție, dacă ești un creștin firesc, dacă ești un creștin carnal, așa cum tot apostolul Pavel vorbea în 1 Corinteni capitolul 3, că poți să fii la biserică, să faci parte dintr-o biserică, să fii membru într-o biserică, dar tu să fii tot un creștin carnal, o să ajungem imediat la lucrul acesta, spune în felul următor, zice că armele cu care noi ne luptăm nu sunt supuse firii pământești. Adică nu poți să te lupți dacă ești firesc, ci merge mai departe și spune în felul următor, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, să surpe întăriturile. Și uitați-vă versetul 5. Noi răsturnăm izbotirile minții. Și spune apostolul Pavel mai departe, care se ridică și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Înălțimile acestea se ridică, știți unde? La nivelul minții noastre. Pot să fie sub forma tiparului de gândire, care să ne descalifice, care să spui, dar eu n-am nevoie să fiu eliberat de frică, dar n-am nevoie să fiu eliberat de descurajare, dar n-am nevoie că, uite-te, sunt bine așa cum sunt, fără să-și dai seama că în momentele critice ale vieții te descalifică. Cum de altfel m-a sunat un frate nu de mult și zice, frate Dariu, zice, te rog, zice, te rog pentru noi, mă rog, zic, pentru toată lumea, la spune-mi pentru ce vrei să ne rugăm pentru matale, mai ales că avem cele 50 de ore de rugăciune aproape în fiecare lună, când le facem cu biserica, timp de 50 de ore, biserica se roagă într-una, vin frați prin rotație la ora care și-au stabilit-o la biserică fizic și avem un lanț de rugăciune timp de 50 de ore și la finalul celor 50 de ore vine toată biserica și alți oameni din altă parte și ne rugăm toți împreună și zic, spune-mi care e motivația pentru care vrei să ne rugăm, la care el foarte descurajat, fricos și foarte descalificat, el deja s-a resemnat categoric. O zis către mine în felul următor. Păi zice, frate, zice, trebuie să-i rogi pentru mine și pentru băiatul meu. Că zice, nu de mult, zice, câteva zile o vine la mine acela la portă 1 și-o bătut la portă. Când i-am deschis porta, mi-a spus direct așa, franc în față, zice, auzi, zice, ori tu, ori băiatul tău, maxim 3 zile, ori o să muriți, ori o să vă înceapă să vă mânce cancerul. Și omul foarte speria, frapat de declarația lui, zice, păi zice, ce ți-am făcut omule, că nici măcar nu te cunoști. Și zice, auzi, zice, pentru că băiatul tău a avut o problemă cu mine și nu și-o rezolvat-o, i-am fost la vrăjitorul meu, vrăjitorul meu, zice, e cel mai puternic din toată zona asta și am făcut vrăjitorie pe voi, așa că 3 zile o să treacă maxim, când ori să una, ori altă o să se înceapă să se întâmple. La care dintr-o dată omul descurajat și plin de frică, o zis, frate, zice, te rog frumos, fă lucrul ăsta. Și uitați-vă unde merge descurajarea și frica. Și la un moment dat a zis către el, păi bine, zic, dar dumneitale te-ai rugat? O, oh, zice, dă-mi pace, zice, dar n-am eu putere să mă rog eu la lucruri de-astea, vă dați seama. Eu zic către el, mă, bine, dar bun, dar zic, fost la biserică? O, oh, zice, dă-le pace și la ea. Dă-le pace, zice, că și aia fără putere, zice, aici treabă cineva, zice, așa cu darul. Apoi când m-am auzit, vă dați seama, mi s-a ridicat apa la 180 de grade în radiator și am început să zic, frate, dar nu mă tine supra, dar matale, de când ești așa pe calea Domnului? Am vrut să văd acum câtă cunoștință biblică are și omul. A început să spună că el e cel mai așa, longitiv acolo, membru în biserică, era pocăit, pocăit așa, după vremea dinozaurilor. M-am zis, mă, zic, dumneavoastră, de atâția zeci de mii de ani, zic, de pocăință și, zic, ai ajuns la cunoștința faptului că, prin descurajare, că dracu, zic, sau vrăjitorii au mai multă putere decât are Dumnezeu. Dar de unde e asta? Știți de unde? Datorită tiparelor de gândire și datorită experiențelor negative și datorită lucrurilor pe care le-am auzit. Că cei mai mult dintre ei, am auzit eu, dar nu i-ai auzit. Dar am auzit pe cineva, zice că, eu zice, să vezi numai când a făcut ala vrăjitorie și așa mai departe, și-o vine, zice, apoi zice, tătă casa e întors-o pe dos. Serios, mă, interesant, zic, că noi până n-am avut centri de reabilitare, pătăți demonizați, îi ducea la noi acasă.
și culcam acolo în cameră lângă pruncii mei și se manifestau și erau vai și amar de ei săraci și luam de acolo și ne rugam și niciodată niciunul din pruncii mei nu s-a trezit noaptea la ora 12 zic că tati, mami, haideți să rugați-vă pentru niciodată. Niciodată niciunul dintre ei nu a avut afecțiune, niciunul dintre ei nu a avut nicio problemă. Niciodată nu s-a întâmplat un lucru oarecare că eu vă spun ceva. Eu aleg să cred ce zice Biblia asta, care e a mea și a dumneavoastră. Aleg să cred că cuvântul acesta este adevărul absolut al lui Dumnezeu. Și aici Biblia vine și ne vorbește și Domnul Iisus Hristos spunea lui ucenicilor, te rog să pui în Luca capitolul 10, versetul 19, când ucenicii cei 70 de ucenici, noi a 12, Luca 10, le-a dat putere și autoritate celor 70 de ucenici care ulterior l-au părăsit pe Domnul Iisus Hristos. Și-au venit ăștia la ei și-au zis, la Domnul Iisus și-au zis, Doamne, este fain să fim ucenicii tăi, dracii ne sunt supuși, bolnavii-s vindecați, la care Domnul Iisus Hristos le zice, mă, zice, nu vă bucurați de lucrul acesta, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune în felul următor, iată că v-am dat putere, în original este autoritate, să călcați peste șerpi și peste scorpii. Și fac o paranteză, aici nu-i vorba despre șerpi și despre scorpii, ați mai văzut voi, mai ales așa din America, noi care am fost pe acolo și am trăit, erau tot felul de șerpi de ăștia păstori care luau șerpii pe-n biserică să îi ținea pe mână și făceau scheme și mușca câte un șarpe și murea cila. Înțelegi că doar îți dai seama că dacă zipsești ciripurile de pe acoperiș, stai liniștit că nu se întâmplă nimica. Că nu despre asta este vorba. Și aici Domnul Iisus Hristos vorbește despre puterea întunericului. Și uitați-vă ce spune. Și peste toată puterea vrășmașului și Mântuitorul face o referință, nu-s cuvintele mele, nu-s ale fratelui Eusebiu, nici măcar al Sfântului Petru sau Sfântului Pavel, ci spune în felul următor, Domnul Iisus Hristos, și nimic nu vă va putea fătăma. Și-o cred lucrul acesta. Dar dacă în mijlocul lupții există tipar de gândire, dacă în mijlocul lupții ești cuprins de frică, dacă în mijlocul lupții ești descurajat, ascultă-mă bine ce spun, oricare dintre noi am fi, mai devreme sau mai târziu o să eșuăm. O să aruncăm și o să zic, nu ne băgăm mai departe. Mă aduc aminte că tot așa la 50 de ore de rugăciune, la un moment dat, după ce s-a terminat absolut tot, cum voi știți că noi avem așa biserica, amfiteatru, și la un moment dat am văzut că o domnișoară care era undeva aici mai în față, noi și la rugăciune, știam care e nevoie de rugăciune, s-a terminat rugăciunea, vum, direct o tulit-o în spate, un pastor asistent al meu s-a stat de vorbă cu ea și el a zis, haideți până jos, zic, să facem o rugăciune. Zice, nu, la care zic, hai mă până jos, zice, fratele pastor, asistentul meu zice, auzi, zice, hai acum că îi cheamă frate Darus, mergem până acolo, facem o rugăciune. No, și vă dați seama, au venit amul de așa, zic, vrei să facem o rugăciune pentru tine, așa cu jumătate de un sfert de gură. No, bine, dar puțin așa scurt. No, bine, nicio problemă, pe atâta nu mai nevoie. Că abia așa și-mi pun brâncile peste cineva. Ioi, Doamne, dar să nu credeți că când ne rugăm pentru cineva, capul lor este un loc de parcare a mâinilor noastre. Nici într-un caz. Dacă ne rugăm, apă Domnul lucrează. Apă am început și mă rog, Doamne, mă rog, Doamne, nimiceaște toate duhurile care o chinuie și care o tulbură și așa mai departe. Când am început să ne rugăm, după câteva minute, mă, bum, pică jos. A început să se manifeste. Am luat-o, am pus-o într-un scaun, vine restul slujitorilor. Am început să ne rugăm, ea să strofoca acolo, da, uite încolo satanul, că nu ești tu mai puternic ca Duhul lui Dumnezeu niciodată, că Duhul Domnului este cel care are ultimul cuvânt totdeauna, amin. Am început să ne rugăm și în timp ce ne rugam, la un moment dat demonul de asuit așa, țintă în ochii mei, zice, vei muri, da, zice, mă, da, ce mă fuștare. Am zis, de bă, stai liniștit, zic, că nu o să mor, că viața mea nu e mâna ta, e mâna lui Dumnezeu, amin. De asta trebuie să știm toți, că și a mea așa voastră. Numai că problema știi ce? Când vine frica, din toată uităm că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și vine frica și năbușește absolut tot. Și te oprești să te mai rogi, te oprești să mai citești Biblia, te oprești ca să mai postești, te oprești să mai vii la biserică, nu mai te vei nimeni la rugăciune, dar tu ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu și știi că Dumnezeu este cel care poate să lucreze, dar nu te mai vei nimeni și îți dai seama că autoizolarea este unul dintre cele mai problematice lucruri cu care noi putem să ne confruntăm. Pentru că de la autoizolare ești doar la un pas de autocompătimire. Și când ai început să te autocompătimești datorită faptului că te-ai autoizolat, ești doar la un pas de autovictimizare. Și de la autovictimizare ajungi așa de ușor la gândul de suicid. Și câți din nefericire creștini contemporani cu noi, că și noi ne-au trecut de multe ori gândul, că nu-i păcat să-ți treacă gândul. Atenție! Că trebuie să facem diferența în ce este păcat și ce nu este păcat. Că o provocare, o ispită, ispita nu-i păcat în sine. Păcat este în momentul în care
i-ai dat curs gândurile acelea și păcat este când îi dai curs ispitei. Că și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, dar Biblia zice că fără de păcat. O venit ispititorul să-l ispitească, dar Hristos a fost acela care l-a biruit. Ce-a făcut Hristos? Nu și-a folosit autoritatea de dietate, nici măcar autoritatea de creator, că putea să spună Domnul Iisus Hristos lui Satana: bă, Satano, dar tu știi cine-s eu? Pă mustrăche, Domnul zice, mustră-mă, eu sunt creatorul tău, eu te-am creat ca înger de lumină și tu prin răzvrătirea ta ai ajuns ce ai ajuns, fără strălucire și fără nimic. Dar nu a făcut Domnul asta, ci ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus diavolului, i-a spus în felul următor: este scris. Și a folosit cuvântul autorității sale, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Dar dacă noi nu cunoaștem cuvântul, păi ne face diavolul harakiri pe oricare dintre noi, tocmai datorită faptului că nu cunoaștem cuvântul. Că de-aia facem cateheză și înainte și după ce vă botezăm, facem programe de ucenicizare și facem programe, tot felul de programe, la care unii dintre voi dar nu am nevoie. Și trece o lună, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, zece, un an de zile și dintr-o dată încep să te lupți cu depresia, cu frica, cu anxietatea, nu mai ai timp de rugăciune, nu mai ai timp de post, nu mai ai timp de citire Bibliei. Și cine este de vină? Noi? Nu suntem noi de vină, că noi am pus toți, am creat contextul, mai ales voi aici, la poarta cerului și noi la tabor. Creăm tot felul de oportunități ca să creștem generația aceasta prin tot felul de lucruri constructive pentru ei. Dar cine-i problema? Problema este la noi, tocmai datorită faptului, adică la voi și la noi, individual, datorită faptului că nu facem ceea ce trebuie să facem. Că dacă am înțelege că toate aceste lucruri sunt din partea celui rău, am putea să ieșim biruitor, că suntem doar la un pas de biruința pe care Dumnezeu este gata să ne dea. Și un al treilea lucru și un ultim pentru noi în această seară, pentru că timpul nostru a trecut și am spus lupta dinaintea biruinței. Primul lucru ce am învățat este că te vei lovi de descurajare, dar în momentul în care vine descurajarea, ce trebuie să faci este să începi să te lupți împotriva descurajării și să biruiești această descurajare. Apoi am spus că va veni și va trebui să înfrângi frica. Și frica, să știți că este un domeniu care doar prin puterea Duhului Sfânt putem să o biruim. Iar Duhul Sfânt este pentru fiecare dintre noi accesibil și fiecare dintre noi putem ca să ieșim oameni biruitori. Și al treilea lucru care vreau să subliniez în această seară este că va trebui să perseverezi în continuare în luptă. Va trebui să perseverezi. Când e vorba de perseverare aici, cei mai mulți dintre noi suntem destul de falimentari. Când m-a dat un mesaj ăsta pentru noi, pentru seara aceasta, nu am mai predicat nicăieri, niciodată, niciunde. Și am zis înainte, Domnule, Doamne, dar parcă sunt așa de simple punctele astea care mi le dai. Și Domnul a zis, vreau ca fiecare să asimileze și fiecare să înțeleagă ce trebuie să facă. Și m-am stat și m-am gândit că una dintre problemele pe care noi le avem foarte, foarte mult este problema perseverării. Uneori Dumnezeu este drept că ne surprinde cu repeziciunea cu care ne ascultă rugăciunea. Dar altă dată Dumnezeu este acela care își dorește să vadă cât de mult perseverăm în rugăciune. Uneori Dumnezeu, nici măcar nu începem să ne rugăm și Dumnezeu ne împlinește dorința inimii și dorința pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Dar altă dată parcă trece săptămâni, parcă trece luni, parcă trece ani de zile și tot ne rugăm, tot ne rugăm, ne rugăm pentru cei dragi ca să fie mântuiți, ne rugăm pentru cei pe care îi avem pe lista noastră de rugăciune ca Dumnezeu să le schimbe viața și uneori nu vedem prea mult. Dar v-ați pus întrebarea dacă nu ne-am rugat ce s-ar fi întâmplat cu ei? Asta nu i-am pus întrebare niciodată. Cum s-ar fi pierdut? Probabil mai rău și ar fi fost într-o stare mult mai deplorabilă decât ar fi. Însă unul dintre lucrurile care trebuie să le învățăm în seara aceasta și o să le facem practic în momentele următoare este ca fiecare dintre noi să alegem să perseverăm în luptă. De ce? Pentru că pentru noi, noi știm că lupta aceasta este o luptă pe care Hristos deja a biruit-o și Hristos este acela care a câștigat-o. Diavolul este un dușman înfrânt. Autoritatea și puterea lui au fost luate. El este, așa cum spune apostolul Petru, că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. El nu este leu, pentru că unul singur este leul din seminția lui Iuda. Numele lui este Iisus Hristos, mărit să fie numele său. Dar el este acela care imită și totdeauna va începe să urle și să te înconjoare, să vadă unde ești vulnerabil, unde ești slab, să-ți vadă arile unde are avea acces să intre în viața ta. Dacă îți găsești un faliment, acolo va începe să te butoneze. Dacă îți va găsi o ușă deschisă, acolo va începe să își facă loc să intre în viața ta, în casa ta, în familia ta, în orice domeniul al vieții noastre, tocmai cu scopul ca să ne aducă descurajare. Am stat și m-am gândit la ceea ce apostolul Pavel spunea. Atent,
atenție. Apostolul Pavel nu se poate compara cu niciunul dintre noi. Nu doar datorită faptului că a avut revelația, dar și datorită faptului că a scris mai mult din cărțile Noului Testament, din jumate din cărțile Noului Testament. Și omul acesta a fost un om extraordinar. Dar uitați-vă, Apostolul Pavel, ne-am fi așteptat la Apostolul Pavel să fi stat în fotoliu și toată ziua să fi scris cărți spre toate bisericile și spre toate cele 12 seminții. Însă Biblia vine și ne vorbește că Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, îi spune tânărului păstor Timotei și îi spune în felul următor, zice, m-am luptat lupta cea bună. Adică toată viața lui a fost în luptă. Omul acesta, indiferent că a fost în călătorie, indiferent că a fost static, indiferent că a fost acasă, indiferent că a fost poate la părtășie cu frații, omul acesta s-a luptat în permanență. Pentru că viața noastră de credință este o viață continuă în care trebuie să ne luptăm. Dar încă o dată, specific lucrul ăsta, că Domnul vrea să ne vorbească, nu soția și soțul îs problema și nu copilul și cumnata și cumnatul, socru și socra, nu acolo trebuie să fie lupt, nici măcar cu păstorii, nu. Vei spune, dar frate, dar prin ei, Domnul, diavolul mă tulbură. Ascultă-mă, ei poate să fie anumite, dar nu ei sunt vină. Tu crezi că ei s-au născut și dintr-o dată s-au născut, când s-au născut, au zis, mă, eu să fiu o pricină de potignire pentru ea și pentru el, pentru cutare și cutare. Credeți că așa a fost? Nu a fost așa. De-a lungul vremii și nevegherii, faptul că n-au vegheat, au ajuns într-o stare poate mai puțin plăcută, dar nu lucrul ăsta trebuie să îl înțelegem acum. Ce trebuie să înțelegem este că lupta noastră este pe două fronturi, una cu noi înșine, una în care fiecare dintre noi să ne luptăm cu viața noastră și cu eul nostru care totdeauna își cere drepturile, și cealaltă este în momentul în care diavolul vine în dreptul nostru. Că dacă ai reușit să-ți biruiești firea pământească, celălalt domeniu prin care diavolul te atacă, pentru că unul este firea pământească, este ușa pe care noi o deschidem diavolului, al doilea domeniu, faptul că el vine din exterior să ne atace, este o chestiune rezolvată. Adică faptul că am reușit să ne biruim pe noi înșine, mândria noastră, orgoliul nostru, patimile și toate lucrurile astea care le facem printr-o ascultare totală de Hristos, în momentul următor este foarte, foarte simplu de a putea să ieșim biruitor. Dar vedeți, cei mai mulți dintre noi la un moment dat ne resemnăm. Cei mai mulți dintre noi aruncăm prosopul și zicem, gata, nu mai pot. Gata, am luptat atâta vreme. Numai, ba da, trebuie să lupți mai departe. Ești doar la un pas de biruință. Uitați-vă ce spunea Apostolul Pavel și cu asta ne apropiem de încheiere în Efeseni, capitolul 6, versetul 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui jumache. 75%. Păi totul e totul. Și totul nu înseamnă un joc de cuvinte. Și Apostolul Pavel nu a zis lucrul acesta doar pentru că sună frumos. Și Apostolul Pavel a venit cu o declarație autentică în care a spus, de indiferent de generație, din momentul în care te-ai îmbrăcat cu Hristos și în momentul în care ai luat toată armătura lui Dumnezeu, ai capacitatea aceasta din partea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ți-o dă ca să poți să lupți lupta cea bună, și indiferent cât de mult vrăjmașul vine să te amăgească, să te înșele, să te lovească la nivelul minții și așa mai departe, Dumnezeu este acela care îți dă capacitatea să poți să ieși biruitor împotriva tuturor lucrurilor. Doamne, ajută la lucrul acesta. Noi nu știm ce o să se întâmple mâine, dar ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă vei alege să te lupți în continuare în lupta cea bună, în orice luptă, aici nu e o luptă de gherile, aici nu e o luptă de familie, aici nu e o luptă în care ne luptăm unii cu alții, pe confesiuni și pe încredințări, nici într-un caz. Aici este o luptă care trebuie să o dăm împotriva puterii întunericului în momentul în care începe să ne atace viețile și familiile și în momentul în care ne atacă copiii noștri, este momentul în care stăm în spărtură și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și să dea biruință. Nu o să vă pun să ridicați mâna câți dintre voi ați avut biruințe, că îmi dau seama că toți am avut biruințe într-un fel sau altul, dar ascultați-mă, asta nu ne dă licența să rămânem liniștiți datorită faptului că am avut o biruință, ci asta ne dă încrederea și puterea și capacitatea să luptăm mai departe și să ieșim biruitor. Și poate unii dintre noi am fost trântiți, poate unii dintre noi nu mai avem resurse, poate unii dintre noi suntem la capătul puterii. Ce este fain
Și ce este extraordinar este faptul că la un moment dat când Petru, Pavel a zis: Doamne, nu mai am nicio putere și nu mai pot să fac absolut nimic. Domnul este cel care vorbește lui Pavel și spune în felul următor: în slăbiciuni, puterea mea se face desăvârșită. Pentru că atunci când nu mai poți, tu poate el. În momentul în care poate ești la răscruce de drum și în momentul în care ești la intersecția vieții și nu știi încotro să o iei, acolo există cineva care poate să te ghideze, cineva care poate să te ajute, cineva care este pentru tine, nu împotriva ta. Diavolul este împotriva ta, dar Iisus Hristos este acela care este pentru fiecare dintre noi. Lăudat să fie numele Său. De-aia Biblia vine și ne vorbește că El a ales să moară pentru noi. Nu ca să ajungem în fundul iadului, ci să fim niște creștini care să trăim cu demnitate în generația secolului 21. Niște creștini care să proclamăm că Iisus Hristos este Domnul, care puterea Lui nu s-a diminuat, autoritatea Lui nu s-a întrerupt, ci Dumnezeu în secolul 21 încă mai ridică tineri și tinere, bărbați și femei, că pe care îi umple de Duhul Său cel Sfânt și care ne ajută să putem să biruim absolut orice lucru. Dar pentru asta trebuie fiecare dintre noi să perseverăm în luptă. Pentru aceasta trebuie să mergem înainte. Pentru aceasta trebuie să nu renunțăm. Aduceți-vă aminte că Gedeon a fost acela care la un moment dat a avut 300 de oameni și zice Domnul, a avut 22.000 de oameni și zice Domnul Iisus, la un moment dat zice, sunt prea mulți, auzi Gedeone, știi ceva, o să mergi cu 300 de oameni. Și a mers omul acesta cu 300 de oameni. Și noaptea aceea Dumnezeu i-a dat biruință unde au fost distruși 120.000 din armata madianiților. Au fost biruiți într-o singură noapte. Și nu a fost sabia lui Gedeon, ci a fost sabia Domnului și a lui Gedeon, pentru că Dumnezeu totdeauna merge înaintea noastră, iar noi după El, că El este mântuitorul nostru. Nu este doar mântuitorul nostru, dar El este biruitorul nostru, El este acela care este stăpânul nostru, El este acela care are ultimul cuvânt totdeauna în viața noastră. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Și pentru că timpul nostru trecut, vă invit să ne ridicăm în picioare și să venim în această seară înaintea lui Dumnezeu rugăciunea aceasta. Și mâine seară o să avem o seară specială. La un moment dat îi spuneam fratelui Iosebiu, frate Iosebiu, dacă Domnul îmi pune pe inimă, vreau să ne rugăm în seara aceasta, dar pentru că timpul deja a trecut, aș vrea să facem o rugăciune toți împreună și o rugăciune colectivă, dar mâine seară probabil că o să facem și individuale rugăciuni și o să ne rugăm pentru cei care o aveți dorința aceasta. Dar în seara aceasta, haideți să nu ne grăbim și să mai zăbovim doar puțin. Și indiferent unde te afli, indiferent unde este sezonul din viața ta din punct de vedere spiritual, în seara aceasta, roagă-te înaintea Domnului și spune: Doamne, înaintea ta vin, Doamne, și am să perseverez, Doamne, în continuare în rugăciune, am să perseverez în citirea Scripturii, am să perseverez, Doamne, Doamne, în post, am să perseverez, Doamne, în venit la biserică, am să perseverez, Doamne, Doamne, în a mă alege să mă încred în Tine, am să aleg, Doamne, Doamne, indiferent de circumstanțe, indiferent de lucru, de locul unde sunt, din punct de vedere spiritual, Doamne, să mă încred în Tine, pentru că știu că Tu, Doamne, poți să dai la o parte descurajarea, Doamne, Tu poți să dai la o parte și frica, și anxietatea, că se vorbea de anxietate, și panica, și depresia, și orice lucru cu care nu ne confruntăm, Dumnezeu este acela care poate să te scoată de acolo, dar pentru asta va trebui să perseverezi. Și ce ar fi să începem în seara aceasta? Perseverarea noastră în rugăciune. Și să începem să ne rugăm în seara aceasta. Vezi, spune Domnul Darius, frate Darius, dar nu prea am cuvinte, ascultă-mă. Stai numai înaintea Domnului și o să vezi că Dumnezeu va pune cuvintele potrivite în gura ta ca să poți să te rogi și să poți să începi să simți că Dumnezeu este acela care are capacitatea să lucreze în dreptul tău. Haide, stimată biserică, să intrăm înaintea Domnului în rugăciune și să ne rugăm toți împreună. Doamne, venim înaintea Ta, Doamne, te onorăm pe Tine, te glorificăm.